Trinitatea, țărână, trudă, divinitate. Eclesiastul 5 cu 8 la 20. Ah, să folosim la maxim tot ce mai putem folosi, înainte de a coborî și noi în țărână. Țărână în țărână și sub țărână întins, fără vin, fără cântec, fără de cântăreț și fără a se sfârși. Deopotrivă celor care pentru un azi trudesc și celor care după un mâine aspiră, un muiezin le strigă din al întunecimii turn, nebunilor, eforturile nici aici și nici acolo nu vi se răsplătesc. Omar Khayyam. Dumnezeu l-a făcut pe om un amestec de țărână și divinitate. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Geneza 2 cu 7. Țărâna din trupul unui om este cinstea și nu rușinea lui. Iisus Hristos a arătat pe sine în acea țărână și el pretinde că poate oferi oricărui om propria sa divinitate. Noul Testament ne învață cum să ne stăpânim trupul și cum să facem din el un slujitor. Robert Browning, dintre toți poeții, este cel care insistă asupra faptului că progresăm nu în ciuda cărnii, ci datorită ei și fără a avea o altă posibilitate. Truda este efectul păcatului, dar ea nu are niciun drept să devină regula vieții. Ea devine regula vieții pentru că ignorăm faptul că țărâna pământului îi aparține lui Dumnezeu și că scopul nostru principal este să-L glorificăm pe Dumnezeu. Dacă nu putem păstra prezența divinității în propria noastră țărână, viața devine o corvoadă mizerabilă. Dacă trăim pentru a acumula mijloace de existență, atunci nu trăim deloc, nu mai avem timp să trăim. Suntem acaparați de o formă sau alta de trudă, pentru ca lucrurile să rămână în picioare. Înțelepciunea zilelor noastre se ocupă mai ales de originea lucrurilor și nu de Dumnezeu. În consecință, nici filozoful și nici misticul nu au timp pentru viața concretă. Înțelepciunea evreiască se ocupă de viața practică și recunoaște că fundamentul lucrurilor este de natură tragică. Atitudinea biblică față de viața practică este fără valoare pentru cei mai mulți dintre noi, deoarece ne găsim departe de încrederea înrădăcinată în Dumnezeul evreilor și întemeiată pe El. Noi nu gândim după tipare biblice, ci după modele păgâne și numai în viața noastră emoțională cochetăm cu spiritualitatea. Prin urmare, atunci când suntem loviți puternic, religia noastră ne găsește muți sau, dacă totuși vorbim, vorbim ca păgânii. Era la modă să disprețuiești pe oricine credea în cartea Geneza. Dar acum războiul ne-a dat o lovitură frumoasă și nu mai putem vorbi așa ușor. Nici nu mai suntem atât de siguri că părerile noastre despre lucruri sunt corecte. Nu mai suntem la fel de insolenți în atitudinea noastră față de punctul de vedere al Bibliei. Începem să fim pregătiți să gândim. Biblia nu agrează afirmația că lucrurile n-ar trebui să fie așa cum sunt. A fi practic înseamnă a privi lucrurile așa cum sunt. Ce folos să zici că n-ar trebui să existe război când de fapt el există? N-ar trebui să existe nedreptate, dar ea există. N-ar trebui să existe violență, dar ea există. Solomon nu și-a pierdut niciodată vremea în felul acesta. El spune că aceste lucruri există. Putem ignora confruntarea cu ele sau putem să le abordăm într-un mod care să ne ducă fie la disperare, fie la crucea lui Iisus Hristos. Ordinea providențială a tiraniei, Eclesiastul 5 cu 8. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Pe parcursul întregii Biblii este pusă în evidență diferența dintre ordinea lui Dumnezeu și voia lui permisivă. În ordinea lui Dumnezeu nu intră păcatul, nici Satan, nici greșeala, nici suferința, nici durerea, nici moartea, nici boala,
nici vreo altă limitare. Voia providențială a lui Dumnezeu sunt lucrurile întâmplătoare care tocmai se desfășoară, în mijlocul cărora trebuie să ne luptăm pentru a ne păstra integritatea caracterului sau, dacă nu, să fim condamnați prin ele. Putem să ne răzvrătim și să ne zbatem zicând că Dumnezeu nu este drept. Cu toate acestea, rămânem cu toții în ciorbă. Nu are niciun rost să spunem că lucrurile nu sunt așa cum sunt. Nu are niciun rost să ne mirăm de ordinea providențială a tiraniei. Ea există. Atât în viața personală cât și în cea națională, ordinea lui Dumnezeu este atinsă prin durere și niciodată altfel. De ce trebuie să fie așa este cu totul altă problemă, însă faptul că așa stau lucrurile este evident. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Trebuie să apucăm ordinea lui Dumnezeu în mijlocul voii sale permisive. Dumnezeu este cel care aduce pe mulți fii la slavă. Un fiu este mai mult decât un suflet mântuit. Este cel care a trecut prin luptă, a luat examenul și a ieșit cu adevărat vrednic. Atitudinea Bibliei față de lucru este absolut robustă. Nu există nici cel mai slab scâncet cu privire la aceasta. Nu există nicio posibilitate de a atârna moale ca o meduză de providența lui Dumnezeu. Aceasta nu ți se îngăduie nici măcar pentru o secundă. Există întotdeauna o provocare și un îndemn pretutindeni în Biblie. Solomon spune să nu te miri când vezi ordinea providențială a tiraniei. Potrivit Bibliei, explicația constă în faptul că temelia lucrurilor este tragică. Lucrurile s-au abătut de la normal și nu pot fi îndreptate și readuse la ordinea lui Dumnezeu decât prin relațiile individuale ale oamenilor. Găsim tirania pretutindeni. Luați acest lucru în mod personal. Toți ne considerăm niște victime ale nedreptății. Nu a existat niciodată vreun om care să nu fi fost. Dreptatea este o abstracție pe care o purtăm în capetele noastre și este absurd să transformăm o abstracție în entitate reală. Justiția și dreptatea izvorăsc dintr-un Dumnezeu personal și numai prezența și conducerea sa conferă sens acestor abstracții. Noi afirmăm că Dumnezeu este drept. Unde este dovada acestui lucru? Iisus Hristos a spus: nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Unde este dreptatea aici? Lucrul important care rămâne nu este o abstracție denumită dreptate, nu este o problemă de bine sau rău, de corect sau greșit, ci este o relație personală cu un Dumnezeu personal. Dacă mă aștept ca totul în univers să se desfășoare bine și corect și aflu că nu este așa, ajung un fricos. Solomon nu vrea ca noi să pășim în temnița abstractului și să zicem că aceste lucruri n-ar trebui să existe. Ele există. Nedreptatea și pofta, jaful și crima, uciderea, bestialitatea și acapararea sunt la fel de abundente ca și nisipul deșertului și este o lașitate pentru cineva să spună că, din cauza faptului că lucrurile sunt așa cum sunt, trebuie să se lase în voia valurilor. Afirmăm că am fost obligați să o luăm pe o anumită cale, deoarece tendința dominantă a providenței divine a arătat în direcția respectivă. Este ceva remarcabil că două vase pot naviga în direcții opuse, în condițiile aceluiași vânt, ele pot avansa potrivit îndemânării de conducător a capitanului și nu după direcția vântului. Tot astfel, un om își poate orienta velele și poate atinge ordinea lui Dumnezeu, indiferent cât l-ar costa. Trebuie să fim preveniți împotriva cărților care încurajează latura noastră slabă și a oamenilor care spun: săracul de el n-a avut încotro. Este probabil amabil să spui așa ceva, dar anumite lucruri nu trebuie tratate cu îngăduință. Există o ordine tiranică ce se infiltrează pretutindeni în viață și dacă începem să deplângem acest lucru, atunci nu numai că nu suntem pregătiți pentru viață, dar nici nu suntem de vreun folos când este vorba să apucăm ordinea lui Dumnezeu în mijlocul lucrurilor așa cum sunt ele. Dacă încarnarea înseamnă ceva pentru om, atunci ea înseamnă luptă cu pieptul și spatele, așa cum se cere, pătrunse
de Duhul lui Dumnezeu. Păzește-te de lucrurile care te pot duce într-un vârtej lateral, falsa spiritualitate sau disprețul intelectual pot face aceasta. Profitul stabilit al arăturii. Eclesiastul 5:9. Mai mult, de pe urma pământului este pentru toți. Regele însuși este servit din roadele câmpului. Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a făcut din țărână și divinitate. Păcatul a fost cel care a introdus al treilea element, corvoada. Blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămidă să-ți dea, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Pământul este blestemat din pricina apostaziei omului și în momentul în care această apostazie va lua sfârșit în istoria concretă, pământul nu va mai da roadele blestemului. Răscumpărarea finală include ceruri noi și un pământ nou. În loc de spini vor răsări chiparoși, iar lupul va locui împreună cu mielul. În locul ferocității sălbatice a fiarelor va fi puterea lipsită de sălbăticie, o ordine a lucrurilor inimaginabilă acum. Prin orice revoluție sau război ne dăm seama că lucrurile la care se referă Solomon aici sunt adevărate, și anume că, pentru a avea un câștig, trebuie să te întorci la țărâna din care provii. Lucrul curios cu privire la civilizație este faptul că tinde să-l îndepărteze pe om de pământ și îl face să-și dezvolte un mod artificial de viață, separat de ceea ce este elementar. Civilizația a ajuns o modalitate sofisticată de a acționa fără Dumnezeu și atunci când viața civilizată trebuie să facă față unei lovituri nimicitoare, dată de ordinea tiranică, cei mai mulți dintre noi nu mai au nici măcar un picior pe care să se sprijine. Solomon ne amintește că atât regele cât și țăranul își pot obține profitul numai prin lucrarea adecvată a pământului. Legile date în Biblie cuprind un anumit procedeu de tratare a pământului și ele insistă asupra unei perioade corespunzătoare de odihnă necesară pământului și arată clar că numai așa acesta va aduce profitul scontat în existența concretă. Leviticul 25 este marele text clasic în privința drepturilor pământului. Deținerea nerentabilă a comorilor. Eclesiastul 5:10-11. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? A strânge comori este altceva decât a face profit. Comoara este lucrul prețuit pentru el însuși, nu pentru ceea ce poate aduce. Biblia tună și fulgeră împotriva deținerii lucrurilor doar de dragul de a le avea. Strângeți-vă comori în cer, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. În cazul în care comoara ta constă în aur, pământ sau în posedarea pământului, acolo se va afla și inima ta, iar atunci când se vor ridica războaie și vești de războaie, inima ți se va umple de teamă. Dacă un om și-a investit bogăția în obligațiuni și începe un război, cum își poate păstra el liniștea sufletească? Panica, devastarea și ruina vor fi rezultatul, lipsa de profit la toate nivelurile. Manipularea vieții civilizate n-a avut ca efect dezvoltarea lucrării pământului, ci adunarea de comori, și nu numai avarul este cel care strânge. Sentimentul proprietății reprezintă o capcană pentru adevărata viață spirituală. Pavel se folosește de viața unui soldat pentru a ilustra viața unui sfânt. Vezi 2 Timotei 2:3-4. Niciun sentiment al proprietății sau al posesiunii nu se poate însoți cu o detașare de durată. În viața civilizată, capcana este reprezentată de strângerea de proprietăți. Aceasta este casa mea, pământul meu, acestea sunt cărțile mele, lucrurile mele. Imaginați-vă ce se întâmplă când se atinge cineva de ele. Sunt copleșit de grijuri. Iisus Hristos revine mereu asupra acestei probleme.
Nu uitați, nu vă puneți inima în bogățiile voastre, lăsați-le să vină și să plece. Solomon avertizează și el împotriva aceluiași lucru, oricare ar fi proprietatea pe care o deții, ea îți va mânca noblețea vieții într-un mod înspăimântător. În cazul lui Iov, Satan a cerut permisiunea să facă prăpăd în averea lui, iar Dumnezeu i-a dat voie și toate proprietățile lui Iov au pierit, inclusiv sănătatea sa fizică. Însă Iov a demonstrat că un om poate rămâne loial dragostei sale față de Dumnezeu, chiar dacă toate posesiunile lui au ajuns pleavă și ruină. Pace în urma trudei, Eclesiastul 5:12. Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Dulce este somnul lucrătorului, îl recreează. Biblia lasă să se înțeleagă că rostul somnului nu este numai acela de a mijloci recuperarea fizică a omului, ci în timpul somnului are loc o încurajare extraordinară a vieții spirituale și morale. Ideea despre somn pe care o are orice om practic este aceea că somnul este necesar numai pentru recuperarea noastră fizică. Dar după învățătura Bibliei, în timpul somnului fiecărui om care a trudit peste zi, are loc un proces mult mai cuprinzător decât simpla recuperare fizică. Prea iubiților lui, el le dă în somn. Psalm 127:2. Acesta este un aspect care ne scapă în întregime, deoarece ignorăm problemele mai profunde. Fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Sfatul lui Pavel sună astfel: dacă cineva nu lucrează, nici să nu mănânce. Există o mulțime de oameni care mănâncă, dar nu lucrează și care suferă din această pricină. Noi suntem sănătoși fizic, beneficiul de pe urma mâncării pe care o consumăm este corespunzător muncii pe care o depunem. La fel stau lucrurile și în domeniul sănătății mentale, morale și spirituale. Rugăciunea care ne-a fost dată de Domnul nostru este plină de înțelepciune pe această linie. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Aceasta nu înseamnă că dacă nu ne rugăm, nu o vom primi. Cuvântul a da are aici sensul lui a primi. Când devenim copii ai lui Dumnezeu, ne primim pâinea zilnică de la El. Aici se află temeiul binecuvântării. Altfel, o luăm ca un animal care nu știe de Dumnezeu. Posesiunile compromit încrederea. Eclesiastul 5:13-14. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare. Avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nefericită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Dacă dețineți multe lucruri, ele vă vor ruina încrederea și veți ajunge să suspectați pe toată lumea, prin aceasta ruinându-se un mod mai bun de viață. Apoi, nu vă puteți păstra posesiunile, nu puteți decât să vă extenuați prin ele, sau se poate să muriți, iar copiii voștri să risipească tot ce ați avut. Nu puteți găsi o bucurie de durată în aceste lucruri. Lăsați-le să vină și să plece. Rămâneți credincioși relației voastre cu Dumnezeu și nu vă puneți încrederea în ceea ce aveți. Trăiți-vă viața ca niște lucrători, raportându-vă corect la mama glie și la ordinea providențială a tiraniei. Încredeți-vă în Dumnezeu orice s-ar întâmpla, iar rezultatul va fi că în inima voastră se va afla bucuria pe care o caută fiecare om. Personalitatea, singurul adevăr. Eclesiastul 5:15-17. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba, încă toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Relația personală ne aduce la adevăr și adevărul este cel care îl relaționează pe om cu Dumnezeu. Iisus a spus: eu sunt adevărul. Trebuie să ne formăm aceeași gândire ca și Iisus, iar lucrul acesta nu se realizează peste noapte.
Este necesară păstrarea unei relații personale cu Iisus Hristos și atunci, încet, dar sigur, se va forma noua gândire. Câți dintre noi își duc viața de pe temelia unei relații personale cu Iisus Hristos? Noi rezolvăm lucrurile pe baza logicii, abstracte, a unui sentiment al justiției sau al dreptății. Este înspăimântător să vezi că există oameni spirituali care atunci când intră într-o criză, adoptă o poziție comună a simțului practic, de parcă Iisus Hristos n-ar fi trăit sau n-ar fi murit niciodată. Relația personală a omului este cea care contează aici. Când moare, omul nu poate lua cu el nimic din ceea ce a făcut sau a creat în timpul vieții sale. Singurul lucru pe care îl poate lua cu sine este ceea ce este el. Nu există nicio bază biblică pentru speculația modernă despre o a doua șansă după moarte. Oamenii pot să creadă că există o a doua șansă, dar ea nu ne este prezentată în Biblie. Perioada dintre naștere și moarte este stadiul de verificare. Avem tendința să ne raportăm în mod greșit la cărți și la oameni. Auzim adesea remarci de felul: pastorul vorbește mult peste puterea de pricepere a oamenilor, sau Biblia este extraordinară, dar eu nu o pricep. Nu ceea ce înțelegi îți face bine, ci ceea ce se află în spatele a ceea ce ți se spune. Dacă acolo este adevărul lui Dumnezeu, tu și cu mine îl vom întâlni din nou, fie că vrem, fie că nu. Lucrul pe care îl prețuim cel mai mult la o adunare nu este atât ceea ce se spune, cât eliberarea care vine din atmosfera deosebită creată, iar noi putem începe să gândim. Beneficiem cel mai mult de pe urma lucrurilor referitor la care nu ne putem pronunța, iar dacă adevărurile pe care le citim sau auzim sunt adevărurile lui Dumnezeu, ele vor ieși din nou la suprafață. Influența unui om trebuie să depășească sfera lui de acțiune. Lucrurile pe care le ascultăm sau pe care le citim ar trebui să depășească înțelegerea noastră. Ele pătrund în gândirea noastră asemenea unor gânduri semințe, ca apoi încet, dar sigur, să aducă roadă. Acesta este un sfat bun pentru adolescenți, băieți și fete. Întotdeauna trebuie să ne alegem cărțile, așa cum Dumnezeu ne alege prietenii, cu puțin mai sus decât noi, ca astfel să fim obligați să dăm ce avem mai bun, ca să ne menținem la același nivel cu ei. Dacă ne alegem singuri prietenii, îi alegem în așa fel încât să-i putem domina. Datoria predominantă în timp. Eclesiastul 5:18-20. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu, căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Aceste versete reprezintă un rezumat pătrunzător al obligațiilor de durată ale omului. Dacă cineva este copleșit temporar de mânie, de poftă sau de falsă religiozitate, cel din tâi lucru pe care îl face este să nu mai mănânce. Nimeni nu poate mânca atunci când este furios. Dacă ai obiceiul să te mânii, curând te vei epuiza fizic. Legătura dintre cele două este clară. Testul prin care se poate verifica dacă un om se află într-o relație corectă cu Dumnezeu este felul cum mănâncă și bea. Solomon spune: este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea. Iar Pavel spune: să ne păzim de cei care opresc întrebuințarea bucatelor. Să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Rămâneți loial lui Dumnezeu în viața voastră concretă. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face cu bogățiile voastre este să vă bucurați de partea voastră și să nu uitați că ceea ce puneți deoparte este un pericol și o capcană. Solomon a avut tot ceea ce un om poate avea în viață, a avut toate posibilitățile de a se satisface. A încercat calea animalității, cea a sublimului, cea estetică,
cea intelectuală, dar el spune că nu-ți poți găsi bucuria de durată nici una dintre ele. Bucuria poate fi găsită numai în relația pe care o ai cu Dumnezeu în timp ce trăiești pe acest pământ, pământul din care provii și în care te vei întoarce. Țărâna este cel mai valoros element din structura omului, pentru că în ea se va manifesta gloria lui Dumnezeu. Biblia acordă o mare atenție trupului omului. Învățătura creștină legată de acest subiect a fost denaturată de influența învățăturii lui Platon, care spune că omul poate progresa moral și spiritual numai disprețuindu-și trupul. Biblia afirmă însă că trupul este templul Duhului Sfânt. El a fost modelat de Dumnezeu din țărâna pământului și reprezintă gloria principală a omului, nu rușinea lui. Când Dumnezeu s-a încarnat, el n-a luat asupra sa natura îngerilor, ci a fost făcut asemenea oamenilor. Și trupul omului este cel care urmează încă să manifeste gloria lui Dumnezeu pe pământ. Lucrurile materiale vor ajunge translucide datorită luminii lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit mâncând și bând, și de la Geneza la Apocalipsa, mâncatul, băutul și truda din munca obișnuită a vieții, în condiția lucrurilor așa cum sunt ele, reprezintă domeniile în care omul își va afla relația corectă cu viața și cu Dumnezeu. Periferia lucrurilor, Eclesiastul 6:1-12. Când sufletul, limpezindu-se, nu-l vede pe Dumnezeu mai aproape, când sufletul, avântându-se către înalt, nu se apropie mai mult de Dumnezeu, ci arhidușmanul mândrie se înalță cot la cot cu el, poleindu-i măreața bravură, orbindu-i ochii de vultur, și, atunci când ar pluti mai cu plăcere, îi aduce idoli să-l adore, transformând trăirea pură a înaltei lui devoțiuni într-un sentiment anemic al propriei elocințe, destul de puternic să înșele, destul de puternic să robească, scăpare, oh, scăpare! Matthew Arnold. A spune că temelia lucrurilor nu este rațională nu înseamnă că omul nu trebuie să fie rezonabil. Raționalistul nu este numai unul care își folosește rațiunea, ci unul care afirmă că nu există nimic la temelia vieții care să nu poată fi soluționat cu ajutorul rațiunii obișnuite și al iluminării. Problema tragediei, a prăpastiei dintre omenire și Dumnezeu, pe care Biblia sprijină totul, nu are nimic de a face cu filozofia unui raționalist. Pentru el, păcatul nu este un lucru bine definit, ci doar un simplu defect. Prin urmare, nevoia de răscumpărare este eliminată în mod emfatic. La baza lucrurilor există o tragedie și o agonie, care nu pot fi explicate cu ajutorul rațiunii. Ele trebuie fie ocolite, fie întâmpinate în maniera în care o face Biblia. Există ceva greșit, ceva ce nu poate fi îndreptat decât prin răscumpărare. Mulți oameni simulează îndoielile lor cu privire la Dumnezeu. Ele sunt pur intelectuale. Există momente în care omul intră într-o profundă stare de confuzie mentală, dar există și situații în care îndoielile lui sunt o simplă paradă. Cărțile înțelepciunii insistă asupra înfruntării realității și totuși nu există nicio nuanță de disperare în ele. În toate celelalte cărți care abordează lucrurile așa cum sunt ele, există un pesimism extraordinar și o disperare deplorabilă fără nicio urmă de speranță. Dar scrierile lui Solomon, deși prezintă realitățile cu o credincioșie dură, intensă și neabătută, sunt străbătute de o extraordinară speranță. Și aceasta fără ca Solomon să devină sentimental și fără ca să caute un sprijin în îngăduința lui Dumnezeu. Profeții mici arată și ei o serie de realități înspăimântătoare. Faptul că masacrele sunt asasinate la ordinea zilei este suficient de bine prezis pentru a distruge speranța oricui. Totuși, scriitorii evrei nu par niciodată să dispere, indiferent cât de îngrozitoare ar fi realitățile. Există întotdeauna certitudinea de nedefinit că mai este ceva de sperat.
pericolele obstacolelor inevitabile. Eclesiastul 6 cu 1 și 2. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu îi lipsește nimic din ce îi dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu îl lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Un om poate avea toate aceste lucruri, bogății, avere, slavă, dar în același timp să fie victima unei boli incurabile. Gândirea evreiască privește acest lucru ca pe un act al lui Dumnezeu, ceva de care omul nu este responsabil. Problema necazurilor inevitabile reiese cu pregnanță în istoria personajelor Bibliei. Când inevitabilul lovește, nu apare nicio lamentare, ci mai degrabă o uimitoare capacitate de înfruntare a situației. Aceste lucruri inevitabile scapă controlului omului, nimeni nu este răspunzător pentru ele, iar când sunt luate în considerare ca factori, apar ca un risc. Să presupunem că un om este foarte ambițios și are și de ce, dar dintr-o dată, tocmai când începe să-și vadă visul cu ochii, atenția este atrasă de niște simptome și apelează la un medic, iar acesta îi dă verdictul unei boli incurabile. Este o nebunie să crezi că va mai putea să-și ducă la bun sfârșit ambițiile. Apare pericolul ca omul să se scufunde într-o disperare zdrobitoare, în timp ce pentru el curajul ar consta în a încredința lui Dumnezeu ceea ce aparține lui Dumnezeu, așteptând soluția lui. Unul dintre efectele războiului este că în mii de cazuri, oamenii au fost ruinați în așa măsură încât viitorul lor pe această planetă devine îndoielnic. A privi faptele așa cum sunt ele și a cugeta asupra lor până la temelia lor, îl face pe om să fie pesimist, nu să dispere, ci să fie pesimist. Aceasta înseamnă că lucrurile sunt cât se poate de rele. Este absurd să spui că s-ar putea să fie și mai rău nu se poate concepe. O atitudine plină de speranță nu vine din înfruntarea sau neînfruntarea realităților, ci numai din temperament sau din religie. Bariere inevitabile există în viața fiecăruia dintre noi. Se poate ca ele să nu fie prea mari, cum ar fi o mutilare teribilă, orbirea, surditatea sau ceva care să-l împiedice pe om să-și realizeze ambițiile, dar ele pot fi incapacități ereditare. Riscul este să renunțăm, să ne lamentăm și să nu mai fim buni de nimic. Ceea ce trebuie să facem este să recunoaștem că obstacolele sunt imprevizibile, că ele nu se află acolo din întâmplare, ci în întregime prin permisiunea lui Dumnezeu și că trebuie înfruntate, nu ignorate. A existat oare pe acest pământ o viață mai aspru handicapată decât cea a lui Helen Keller? Helen Adams Keller, 1880-1968, conferențiar american lipsit de auz și de vedere. Riscul obstacolelor inevitabile este că, dacă eu nu înțeleg suficient de bine realitatea, sunt în stare să-L învinuiesc pe Dumnezeu pentru ea. Există o realitate în plus pe care eu nu o cunosc, iar aceea se află cu totul în stăpânirea lui Dumnezeu și nu în a mea. Nu are niciun rost să-mi cheltuiesc timpul spunând, aș vrea să nu fiu așa. Dar sunt chiar așa. Problema practică a creștinismului este aceasta. Poate Iisus Hristos și religia Lui să-mi fie de vreun folos așa cum sunt, nu așa cum nu sunt? Poate El să se ocupe de mine aici, unde mă aflu, în condiția în care mă găsesc? Animalitatea absurdă și inveterată, Eclesiastul 6 cu 3. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de înmormântare nu are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. În viziunea evreiască era o rușine ca cineva să nu aibă parte de înmormântare. Vezi 2 Împărați 9:34-35. Această concepție ne este străină astăzi. Solomon spune,
Omul nu are niciun câștig dacă este un animal inveterat care trăiește pentru a se înmulți, pentru a mânca și a îngrămădi bunuri, fără a avea nici cea mai vagă idee despre ce fel de viață duce, trăiește pentru sine și moare singur. Solomon nu a intenționat să ignore aspectul animalic al vieții umane, dar a-mi aduce aminte că sunt un animal și a mă comporta ca un animal sunt două lucruri diferite. Este o fără de lege absurdă să fii animalic, mulțumit cu faptul de a te fi născut. Vezi Psalmul 75 cu 3 la 9. Ceea ce trebuie să fac este să recunosc faptul că sunt un animal, dar să am acest animal sub control. Solomon vorbește despre omul care nu vrea să recunoască acest lucru. A ignora faptul că sunt un om este o faptă de nebun sau de mistic. A recunoaște acest fapt și a căuta să fie un om cast este linia pe care insistă Biblia. Nu nega faptul că ai un trup, dar nu renunța la faptul că poți trăi în trupul tău acel tip de umanitate pe care o pretinde Dumnezeu. Solomon vorbește despre omul care este un animal și care trăiește ca un animal. Da, sunt un animal și îmi voi satisface toate poftele pe măsură ce le voi avea, voi coborî tot mai jos, nu mă voi înălța. Solomon spune, o stârpitură este mai fericită decât el. Vezi Matei 18:5. Există o diferență între a face lucruri rele și a fi un om rău. Când Iisus Hristos a văzut paria zilelor sale, nu le-a spus, voi sunteți ai tatălui vostru diavolul, s-a adresat însă astfel fariseilor. Vezi Ioan 8:44. Fariseii erau niște actori care expuneau ceea ce nu le aparținea. Dar trebuie să ne amintim și faptul că unii dintre cei mai buni oameni din vremea Domnului au fost fariseii. Nicodim, Saul din Tars. Iisus le-a spus fariseilor, vameșii și prostituatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Nu cei răi erau vinovați de lucrurile rele? Noi avem tendința să minimalizăm lucrurile împotriva cărora s-a pronunțat Domnul nostru, mândria, afirmarea de sine, etc. Când un om este vinovat de lucruri rele, el recunoaște imediat că există o șansă de a fi eliberat, dar cel drept stă plin de sine în mijlocul drepturilor sale. El își este propriul Dumnezeu. Locul invincibilei banalități. Ecleziastul 6:4-8. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele ei rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut și nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Solomon se referă la omul care strânge pentru sine și pentru alții, dar nu îl laudă. Astăzi, noi punem la loc de cinste asigurările și economia. Este însă de remarcat faptul că singurul lucru despre care Iisus Hristos a vorbit în termeni elogioși a fost risipa. Domnul nostru a numit bună doar o singură lucrare și aceasta a fost fapta Mariei din Betania, când a spart vasul de alabastru cu mir. N-a folosit la nimic și nici nu era treaba ei, dar actul ei a izvorât din dedicarea ei față de Isus. Iar el a spus, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Scopul vieții unui om nu este acela de a stoca. El trebuie să adune atât cât îi este necesar pentru viața sa, dar nu mai mult. Cea mai bună parte a vieții sale trebuie să o cheltuiască, punându-și încrederea în Dumnezeu. Suntem destinați să folosim pământul și roadele lui ca hrană pentru trupurile noastre, dar nu trebuie să trăim cu scopul de a ne face posibilă existența. Dacă fiii lui Israel adunau mai multă mană decât aveau nevoie, ea se strica, iar această regulă este încă valabilă. Când ne vom însuși această înțelepciune a evreilor, vom constata cât de departe suntem de ea și de învățătura lui Iisus Hristos.
Domnul nostru spunea că omul n-ar trebui să se îngrijească de nimic altceva decât de relația sa cu el. Noi, cei care ne numim creștini, suntem extraordinar de departe, aproape diametral opuși față de ideea centrală a creștinismului. Ea nici măcar nu ne este familiară. Generații la rând din viața civilizată au trăit în contradicție cu acest principiu și atâta timp cât ne găsim pe coordonatele asigurărilor și economiei, lui Iisus Hristos nu îi poate veni rândul. În viața personală, în cea de biserică și în cea națională, încercăm să aplicăm învățătura lui Iisus Hristos, dar imediat ce apar dificultățile o abandonăm sau, dacă nu, atunci o compromitem. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Puneți-vă credința în Dumnezeu, îndepliniți sarcinile imediate care vă stau în față și nu țineți cont de consecințe. Cine este pregătit să facă acest lucru? Să parieze tot ce are pe Iisus Hristos și pe cuvântul Său. Facem aceasta în predici și în cărți, dar nu în viața practică. Contăm pe alte disponibilități, ne încredem în înțelepciunea noastră, iar Dumnezeu este lăsat pe din afară. Odată ce intrăm în relație cu Iisus Hristos, raporturile noastre cu viața reală sunt ca și cele ale unui copil, cu totul simple și extraordinare. Pierzania arderii lăuntrice, Eclesiastul 6:9. Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Pofta nu se aplică doar aspectului animalic al lucrurilor. Literal, ea înseamnă, trebuie să am imediat lucrul acela, nu-mi pasă care sunt urmările. Ea poate fi o poftă josnică, animalică, sau poate fi o poftă mentală, morală sau spirituală, dar este sigur că nu aparține vieții ascunse cu Hristos în Dumnezeu. Dragostea este exact opusul. Ea poate aștepta la nesfârșit. Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Unul dintre primele lucruri pe care le face Iisus Hristos este să deschidă ochii omului, iar acesta începe să vadă lucrurile așa cum sunt ele cu adevărat. Până la momentul respectiv, el nu este mulțumit cu ceea ce îi văd ochii și vrea mai mult, simte nevoia să aducă la lumină tot ceea ce este ascuns, iar frământarea de pofte neîmplinite este risipa arzătoare din viața omului până ce acesta îl găsește pe Dumnezeu. Inima lui poftește, mintea lui poftește, ochii lui poftesc, totul din el poftește până în clipa în care intră în relație cu Dumnezeu. Este căutarea unei infinite satisfacții care se sfârșește cu ruinarea vieții omului respectiv. Iisus Hristos spune, veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Vă voi pune într-un loc în care vi se vor deschide ochii și observați la ce anume spune El că ne vom uita atunci, la crini, la vrăbii și la iarbă. Care om cu mintea întreagă se interesează de astfel de lucruri? Ne interesăm de avioane, de tancuri și de bombe pentru că acestea ne captează atenția, pe când celelalte nu. Marea eliberare adusă de mântuirea lui Dumnezeu constă în aceea că dă vedere ochilor omului, iar acesta vede pentru prima dată mâna lui Dumnezeu într-o margaretă. El nu mai este măcinat de pofta arzătoare care transformă totul într-un deșert înfiorător al greșelii. Dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Luca 24:16-31. Ne vedem prietenul, celălalt își vede un semen într-o cămașă, noi însă percepem omul din spatele cămășii. Când Iisus Hristos și-a întrebat ucenicii, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? El s-a referit la această percepere. Pentru majoritatea oamenilor, Iisus Hristos era doar un tâmplar din Nazaret, dar el spune, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Chiar dacă l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta. 2 Corinteni 5:16. Mântuirea lui Iisus Hristos îl face pe om capabil să vadă pentru prima dată în viața lui și lucrul acesta este minunat. Infinit de albastru cerul și câmpia mult mai verde, ceva în orice ton palpită,
ce necristic ochi nu vede. Mai suave trilul vrabiei, mai gingaș floarea mereu, de când inima mi-e plină, sunt a lui și el al meu. Predispoziția prin începuturi inspirate, Ecleziastul 6 cu 10 la 12. Ce este omul, se cunoaște după numele care i s-a dat de mult, se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel care este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? Cărțile înțelepciunii sunt corp comun cu primele trei capitole din Geneza. Pentru a-l putea evalua cum se cuvine pe om în ciorba în care se află acum, trebuie să ne amintim ce a fost el la început. Dumnezeu l-a creat după chipul său, un fiu al lui Dumnezeu. Adam și Eva au fost destinați să stăpânească viața din văzduh, de pe uscat și din mare, cu o singură condiție, să-i îngăduie lui Dumnezeu să-i conducă în mod absolut. Urma ca omul să dezvolte pământul și propria lui viață până la transfigurare. Dar în loc de aceasta a intervenit păcatul. Omul a preluat conducerea asupra sa, a ajuns propriul său Dumnezeu și astfel a pierdut controlul asupra tuturor celorlalte lucruri. Acesta este motivul pentru care lucrurile arată așa cum arată astăzi. Dacă vrem să avem o adevărată înțelegere a Bibliei, trebuie să ne eliberăm de părerea abominabilă că noi suntem cei mai înțelepți oameni care au trăit vreodată pe acest pământ. Trebuie să eliminăm patronajul nostru asupra lui Iisus Hristos și asupra Bibliei și să avem un respect mai mare față de concepția fundamentală despre viață, așa cum este ea. La temelia înțelepciunii evreiești se află înainte de toate încrederea în Dumnezeu, iar în al doilea rând, o teribilă lamentație cu privire la rasa umană, considerată o magnifică ruină a ceea ce Dumnezeu a planificat. Înțelepciunea modernă spune că omul este o magnifică promisiune a ceea ce urmează el să fie. Dacă acest punct de vedere este corect, atunci nu mai este nevoie să vorbim despre păcat și răscumpărare, iar Biblia nu este decât o fabulă născocită cu viclenie. Dar punctul de vedere al Bibliei pare să cuprindă majoritatea realităților. Care este prețul? Ecleziastul 7 cu 1 la 7. Într-adevăr, idolii pe care i-am iubit atâta timp mi-au scăzut valoarea în ochii oamenilor, mi-au înnecat cinstea într-o cupă prea puțin adâncă și mi-au vândut reputația pe un cântec. Într-adevăr, într-adevăr, căință adesea înainte am jurat, dar fost am eu serios când am jurat? Și iar și iar, sosita primăvara cu trandafir în mână, penitența mea zdrențăroasă, doar o cârpă roasă. Omar Khayyam. Ceea ce un om apreciază cel mai mult, el evaluează și cinstește în egală măsură. Oare lucru și are prețul lui și orice lucru și are prețul lui și poate fi cumpărat? Bărbații și femeile, toți pot fi cumpărați. Suntem cumpărați cu prețul de rând al unui porc, cu o mită, cu un compromis moral sau cu o asigurare spirituală. Și suntem cumpărați cu sângele prețios al lui Hristos. Solomon face să răsune arama oricărei înșelăciuni. Singura bucurie adevărată a vieții, spune el, se bazează pe o relație personală cu Dumnezeu. Nu poți afla bucurie comportându-te ca un animal, nu o poți afla nici în artă, ori estetism, nici în a conduce sau în a fi condus. Totul este trecut prin ciurul unei analize necruțătoare de către un om, a cărui înțelepciune este mai profundă decât cea mai profundă înțelepciune, care nu a fost niciodată depășită. Rezumând totul, el spune că bucuria se află în aceste lucruri numai când omul se află într-o relație corectă cu Dumnezeu. Un lucru elementar pe care e bine să ni-l amintim este acela că niciodată nu trebuie să interpretăm cuvintele unui om cum vrem noi, ci trebuie să încercăm să descoperim ce vrea să spună autorul acelor cuvinte.
De regulă, interpretăm cuvintele lui cum vrem noi și de aceea pierdem cu totul semnificația lor. Înainte de a critica afirmațiile unui om, trebuie să aflăm ce a vrut să spună omul respectiv, să vedem ce fel de geniu sau de nebun a fost cel care a rostit cuvintele respective. Procedând astfel cu Biblia, afirmațiile făcute în ea vor fi puse într-o cu totul altă lumină. Dacă omul de pe stradă, de exemplu tu și cu mine, vrea să verifice adevărul creștinismului, el trebuie să se detașeze de stradă, recunoscându-i puterea. Dacă nu avem de gând să ne părăsim propriile noastre modalități de a privi lucrurile, nu vom reuși niciodată să identificăm modalitățile celuilalt de a le vedea. Dobândirea unui caracter perspicace, Eclesiastul 7:1. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Solomon vorbește aici despre caracter, nu despre reputație. Reputația este ceea ce gândesc alții despre tine. Caracterul este ceea ce ești tu în ascuns, unde nimeni în afară de tine nu te vede. În aceasta constă valoarea caracterului cuiva, iar Solomon spune că omul care dobândește un caracter perspicace în timpul vieții este asemenea celui mai înviorător, mai liniștitor și mai alinător ungvent. În Noul Testament, nume are deseori sensul de natură. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, în natura mea, Matei 18:20. Oricine întâlnește o natură mai bună este îmbunătățit de ea, în afară de cazul când este hotărât să fie rău. A spune că cineva are o natură bună nu înseamnă că respectivul este un individ pios care vorbește întotdeauna în citate. Proba naturii cuiva este atmosfera pe care o creează. Când ne aflăm în contact cu o natură bună, suntem înălțați de ea. Nu putem exprima verbal ceea ce dobândim, dar ni se lărgește orizontul, ni se ia povara din gândire și de pe inimă și vedem lucrurile altfel. Avantajul unei împrejurări triste, Eclesiastul 7:2. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Solomon nu spune că este mai bine să-ți duci viața în cea mai neagră mizerie în loc să petreci. El este preocupat de găsirea adevăratei bucurii esențiale și spune că, dacă vrem într-adevăr să avem o evaluare corectă a vieții, atunci trebuie să ne confruntăm cu aspectele ei cele mai rele. Pe tot cuprinsul cărților evreiești ale înțelepciunii există această convingere că temelia vieții concrete este tragică. Natura umană este o ruină a ceea ce a fost odată, iar omul este nebun să ignore acest fapt. Dacă vrei să cunoști temelia vieții, este mai bine să mergi într-o casă de jale decât într-o casă de plăceri. Amintește-ți că există moarte și că există ceva chiar mai rău decât moartea, păcatul, tragedia și posibilitatea unui rău îngrozitor. Solomon nu vrea să spună că ar trebui să trăim cum trăiesc unii care niciodată nu par fericiți decât atunci când participă la o înmormântare. El ne îndeamnă să ne păstrăm la temelia lucrurilor, să căutăm dincolo de suprafața lor și să le vedem așa cum sunt, iar acest lucru îl învățăm mai bine într-o casă de jale decât la petrecere. Să te arăți că postești nu oamenilor. Dacă ai avut o experiență tristă, nu îți lua o înfățișare posomorâtă. Ascunde-ți sentimentele. Nu lăsa pe nimeni să-și imagineze prin ce treci tu. Dacă un om își construiește viața pe un vulcan, într-o zi se va deslănțui cu un dezastru înspăimântător. Dacă ignorăm supapele de siguranță ale mamei Glie, va trebui să plătim amenda. Muntele Vezuviu este una dintre pompele care păstrează pământul în bune condiții. Creatorul și-a pus acolo semnele pericolului și totuși oamenii le ignoră, plantându-și viile pe versanții lui. Apoi, când are loc o erupție, îl învinuim pe Dumnezeu, spunând că este cât este de crud să permită așa ceva. Niciun om înțelept nu-și va construi viața fără a cunoaște care este temelia ei, iar Solomon arată că se poate ajunge la o adevărată concepție despre viață numai meditând asupra tragediei de la baza ei.
caracterul oportun al necazului și al pedepsei, Eclesiastul 7:3. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței, inima se face mai bună. Fața înseamnă mai mult decât chipul, este întregul aspect al naturii omului, vezi Psalmul 37:5-11. A spune, eu nu voi încuvința aceasta, nu înseamnă să mă arăt dezaprobarea pe chip, ci înseamnă să refuz să acord acelui lucru acceptul vieții mele personale. Omul care și-a dat seama că temelia vieții este tragică este cel care începe să vadă adevărata relație dintre lucruri și spune, acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei. S-ar putea să constatăm că omul care este deosebit de vesel acum a trecut printr-un iad care ne-ar face să ne cutremurăm. Bărbații și femeile care au trecut prin lucruri grele au întotdeauna timp pentru ceilalți. Ei nu își vor impune niciodată propriile experiențe. Mulți oameni l-au găsit pe Dumnezeu în mijlocul iadului din război. Ei au ajuns față în față cu Dumnezeu prin faptul că și-au văzut lucrurile spulberate și au fost obligați să accepte faptul că temelia vieții este tragică. Aspectele superficialității și condamnării, Eclesiast 7:4-5. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți cântecul celor fără minte. Solomon spune că în casa de jale este loc unde un om poate învăța înțelepciunea, unde nu va avea o limbă prea tăioasă. Există lucruri pe care ar fi vrut să le spună, dar nu o va face. Nimeni dintre cei care asistă la tragedia ultimă din viața unui om nu poate fi acel tip cinic și superficial pe care avem tendința să îl întruchipăm când nu gândim. Whistler a scris o carte, un lucru extrem de mizerabil. Du-te în casa de jale și vezi-ți prietenul mort și aceasta îți va schimba atitudinea față de lucruri. Nu fi superficial. Există totuși un loc pentru cel superficial ca și pentru cel profund. Unul dintre marile defecte ale creștinismului constă în faptul că nu este suficient de superficial. În această privință, el știe totul mult mai bine decât Iisus Hristos. Este suficient de religios, peste măsură de moral, dar nu este capabil să mănânce, să bea și să fie bucuros. Iisus Hristos a unit superficialul și profundul, datul și primitul. Arta conversației superficiale este una dificil de învățat. Este un adevărat dar, precum și o slujire reală, să fii capabil să nu spui nimic, dar să o faci cu inteligență. Este o insultă să prezinți în permanență subiecte care să-i oblige pe oameni să gândească profund. Este nevoie de toată esența creștinismului pentru a fi superficial în sensul bun al cuvântului. Superficialitatea pe care o menționează Solomon aici constă în refuzul de a conștientiza faptul că există o temelie a tragediei. Un om care îi spune tovarășului său cu inima frântă să meargă la cinema este un nebun. Ar trebui să știe că o casă a superficialității nu este un loc pentru el, ci că Iisus Hristos este singurul care îl poate vindeca. Problema ține de posedarea unei inimi înțelepte prin confruntarea cu realitatea lucrurilor. Când un om are inima unui înțelept, este în stare să-și mângâie prietenul aflat la necaz. Atrofierea înțelepciunii prin clovnerie. Eclesiastul 7:6. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare și aceasta este o deșertăciune. Istoria personală a unui clown profesionist poate fi una dintre cele mai triste. Cel care se străduiește să-i facă pe alții să râdă are adesea în spate o viață extraordinar de tristă. El își poate anula înțelepciunea detașându-se, își poate atrofia adevărata viața asumându-și un anumit rol. Dacă unui om i s-a dus vestea că este isteț, el poate să considere că este de datoria lui să se mențină în acel rol. Când adopți rolul de clown, ucis ceva ce nu ar trebui ucis. Îți atrofiezi cea mai înțeleaptă parte a naturii tale. Este nevoie de o relație cu Dumnezeu extrem de profundă pentru ca omul să fie ceea ce este.
Anacronismul conștiinciozității, Ecleziast 7:7. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Anacronismul este tot ceea ce nu corespunde vremii. Un om înțelept care și-a construit viața pe baza încrederii în Dumnezeu va părea nebun în mijlocul celor lingușitori și vicleni. Jecmănirea face ca înțelepciunea celui mai înțelept să pară nebunie. Poți batjocori pe oricine, chiar și pe Iisus Hristos. Înțelepciunea lui Dumnezeu este curată nebunie pentru înțelepciunea lumii, până când, dintr-o dată, Dumnezeu transformă înțelepciunea lumii în nebunie. Vezi 1 Corinteni 1:23-25. Dacă ești loial credinței tale în Dumnezeu, vor fi situații în care te vei întâlni cu oameni jecmănitori, vicleni și îndemânatici, care își folosesc inteligența în loc să îi se închine lui Dumnezeu, și în fața lor vei fi ca un nebun. Ești gata să pari un nebun de dragul lui Hristos? Foarte puțin dintre noi știu ce înseamnă să suferi de dragul lui Hristos, de dragul conștiinței sau al convingerilor. Să suferi de dragul lui Hristos înseamnă să suferi pentru că te afli într-o relație personală cu El. Dacă dorești să fii loial față de Dumnezeu, vei părea un nebun printre cei care nu cred în El. Trebuie să te aștepți la aceasta. Iisus a spus, de aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor. Și aceasta arată de ce este în stare cineva când este vorba să îl mărturisească pe Iisus Hristos, deoarece când este vorba mărturisirea, trebuie să aibă loc în grupul de care aparține și pe care îl apreciază. Rușinea, în ghilimele, de Evanghelie, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, spune Pavel. Nimeni nu îl poate mărturisi pe Iisus Hristos fără a-și da seama de impactul produs asupra celorlalți. Cine îl mărturisește pe Iisus Hristos îi mustră pe cei cărora li se adresează. Duhul lui Dumnezeu poate să miște un om care se află între mai mulți oameni, pentru ca acesta să se raporteze la Dumnezeu, dar se poate ca sentimentul onoarei să-l oprească pe omul respectiv să meargă până la capăt. Nu vreau să par diferit de ceilalți. Dacă aș merge până la capăt și m-aș lega de Iisus Hristos, aș fi ca o pasăre pestriță și aș părea superior. Mulți oameni sunt împiedicați să vină la Hristos deoarece mulțimea din care fac parte nu merge pe același drum. Este o chestiune de onoare, dar o onoare prost înțeleasă. În viața unui ucenic, în joc este onoarea lui Iisus Hristos, nu cea a mulțimii. Grupul din care faci parte este important pentru tine, dar nu și pentru mine. Tot așa, nu trebuie să-ți faci probleme de ce crede grupul meu despre tine. Dar ieși puțin din cercul tău imediat și te vei confrunta cu părerea prietenilor tăi despre tine. Vezi Evrei 13:13. În cadrul experienței creștine, ceea ce stă în calea ascultării mele de Dumnezeu nu este prețul pe care trebuie să-l plătesc eu, ci prețul pe care trebuie să-l plătească tatăl meu și mama mea. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și pe mama sa, nu poate fi ucenicul meu. Lovitura lui Iisus Hristos merge direct la țintă. Gândiți-vă care a fost prețul plătit de mama lui Iisus Hristos și de prietenii lui pentru că el i-a fost credincios lui Dumnezeu. Dacă el n-ar fi fost loial misiunii pentru care a venit, inima mamei sale n-ar fi fost răpunsă de o sabie. Propria lui națiune n-ar fi păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Iată unde intervine anacronismul atunci când umblăm cu Dumnezeu. După isteața înțelepciunea lumii în care trăim, noi suntem destinați să facem sau să spunem lucrurile atunci când nu trebuie. Aceste lucruri sunt scoase la iveală de tragedia asemenea războiului. Problema nu este cât îi costă pe oamenii individuali să se înroleze ca voluntari, ci care este prețul pe care trebuie să-l plătească cei care depind de ei. Povara pe care trebuie să o poarte soțiile, tații, mamele, copiii. Acesta este prețul teribil plătit de cel care se duce să lupte în războaiele țării sale. Nimeni nu poate spune de ce s-a înrolat. Lozinca pentru monarhie și țară este prea goală. Sacrificiul pe care el îl face și nu îl are în vedere pe om, ci pe Dumnezeu și trebuie depus la picioarele Domnului, așa cum David a vărsat înaintea Domnului apa care i-a fost adusă din fântâna Betleemului.
Vezi 2 Samuel 23 cu 14 la 17.